Mai sunt aproximativ 2 luni până vine vara, iar constanțenii și turiștii deopotrivă abia așteaptă să ajungă la plajă și să simtă briza mării. Dar drumul până la plajă pare că va fi anevoios anul acesta la plaja modern din Constanța. Deși s-a încercat o renovare a scărilor care coboară până la plajă, calitatea lucrărilor este îndoielnică. Proiectul care vizează reabilitarea scărilor de la plaja modern se pare că a fost finalizat, dar, având în vedere calitatea lucrărilor, nu pare să reziste mai mult de un an. Scările au fost turnate în ritm alert, de parcă era o luptă contra cronometru, iar calitatea betonului este îndoielnică. Copacii de pe margine stau să cadă, iar dacă mai vine o furtună, cu siguranță nu vor mai rezista. În cel mai rău caz, pot chiar lovi pe cineva care se află în acel moment în zonă. Barele de susținere de lângă scări sunt murdărite cu ciment de la lucrarea de refacere a acestora, iar vopseaua de pe ele este scorojită. Se pare că în proiect nu era prevăzut și vopseaua pentru barele metalice. Faleza din fața scărilor a fost uitată din câte se poate vedea. Băncile din lemn sunt putrezite, asfaltul și plăcile de pe jos sunt în ultimul hal. E plin de gropi și asfalt scorojit care nu ar trebui să facă parte din peisajul unei stațiuni dintr-un oraș care se vrea a fi recunoscut la nivel internațional. Un zid început lângă o statuie stă neterminat ca să completeze peisajul minunat din această zonă. Rămânem cu speranța ca autoritățile să se autosesizeze și să reabiliteze imaginea zonei, care nu fac altceva decât să facă de rușine orașul.